Pasiunea de hoinoar m-a ajutat însă să cunoască bine întregul ținut al Bucovinei. Îl va fi străbătut cel puțin de câteva ori de jos, să iubească oamenii lui. Dotat cu o fire contemplativă, înclinată spre reflexii, Leninescu i-a plăcut întotdeauna să umble singur hoinar prin pădurea Horegii, prin munca Prutului, pe dealul Țețenii, ca să se încânte și se minuneze de frumusețea naturii, să pătrundă în tainele ei, să-și îmbogățească și să-și înveșnuieze sufletul cu impresii și simțiri sacre. Iar în clipile de lederie, Codricul Cosminului cu dumbrava roșie din apropierii, Lâncăuții și Șibenețul îi aduceau în memorie pe Ștefan cel Mare cu arcașii lui, care prin aceste locuri scriseră în letopisețul țării pagini glorioase. Aici, într-un vis frumos, s-a văzut și el, adăugând alte pagini de glorie la cronica acestui neam. L-a văzut mai târziu lume. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, iertați-mă pe mulțumire. Mulțumim frumos, domnul Dragu Covaru. Într-adevăr a fost o excursie interesantă și mă bucur faptul că aici se prezintă și studenții și cred că în școlile noastre, pentru că o asemenea lecție, e o lecție a culturii noastre și merită să fie propagată sau să fie popularizată, difuzată în câte mai multe locuri. Și, bineînțeles, chiar a fost ideea vorbicului meu lui să începem editarea unui album și să-l facem măcar într-un exemplar și apoi să-l multiplicăm și această informație să rămână și nu dispară. Cine mai dorește să completeze? Domnul Covalciuc, ați fost numit în prelegere că ați putea completa despre... Nu. Cine atunci? Eu am o întrebare la Dragu. Dragu, scriu în ultimul timp, spune despre reinstalarea bustului lui Chete cu fostul partea acolo. Ce scrie? Scriu. Și el spune că bustul cel, nu s-a atunci, nu l-a stricat Chimenescu, așa am înțeles eu. Dar el a pus-o așa în Ivai Drept, voi... Revista Bucovine din... sau Scarziarul, care de probabil nu sunt exact. În 1942 scrie despre aceea că busul s-a pierdut într-un pești undeva din Botoșani. Nu se știe. Nu poate confirma nimeni. Să nu fie totuși o legendă. Nu smec Botoșani, e. Da, de ce o vrea? Da, și că ar fi aceea. Nu știu. Nu vă pot. Domnul... Așa o întrebare vreți vă pot. Poate și alții care sunt în sala cealaltă. Câți ani a fost Chimenescu în Germania? Păi, dacă am să plăti, așa, probabil, vă știți... Toate zilele, toate lunile, așa. Probabil, v-ar fi să plătiți. Dar eu vorbim despre 8 ani, fiindcă am luat din 1958 și până în 66 când pleacă definitiv, după aceea nu mai revine. Dar clar lucru, vă știți că el a fost, a lucrat între timp, în 1964, lucrează la Botoșani. Este, încearcă să se angajeze la gimnaziu din Botoșani. Adică multe luni a fost și acasă. Însă dacă adică ne punem scopul, eu cred că se pot stabili exact cât luni, câte ani și câte zile. Câte ore? Eu cred că are peste 150 de ani, când Chimenescu e la Cernăuți. La Cernăuți. Da, așa, nu are cu alegrile. Să-ți ai deși cum. Domnul Voronc, ați vrut să... Continuați mai departe, dacă ați luat cuvântul de noi. Dragă asistență, vreau să spun că acest lucru care se trece prima dată la noi în sediu, mi se pare și în Cernăuți, pe tema Mihai Eminescu,